Bună seara, doamnelor și domnilor! 29 aprilie 2016 vă transmit un salut din Daravane de Botoșani. Vă aflați în camera mea, la biroul meu de lucru și aveți în față opera criminalului chirurg Vanvu Emilian de la Spitalul Municipal Dorohoi, între ghilimele, șeful securității Dorohoi, secundat de asistentul medical Cristian, fost absolvent de matematică de Iași, șeful cu diagonală, adică ofițer îmbrăcat, al securității Dorohoi. În seara zile de 9 martie 2007, m-am tăiat singur, scoțând apă dintr-o fântână. Ducându-mă la spitalul din Darabani, sunt preluat de asistentul Hrim Mihai, care nu cheamă pe doamna doctor Tania Roșoaie de acasă, ci consideră că, având secționat un tendon, a decis să fiu trimis la Dorohoi. Așadar, Hrim Mihai a procedat până la un punct corect, fără bilet de trimitere de doctor, fără să fiu văzut de doctorul de Darabani. Ajung la Dorohoi cu salvarea numitului Dragută. Când am ajuns la chirurgie Dorohoi, erau două cadre din poliția Botoșani, Dorohoi. Am zis bine Botoșani, asta sub unitatea Dorohoi, care ar fi discutat cu doctorul Vanvu în prealabil despre mine. Ca și cum eu aș fi fost un subiect tăiat de securitatea Darabani pe mână și trimis pentru execuție la Spitalul Municipal Dorohoi pe mâinile acestui Vanvu. Așa se face că în seara zilei de 9 martie 2007 această mână a fost schingiuită la propriu. Criminalul Vanvu a cusut tendonul propriu auricularului de propria teacă și de planul subiacent cu un fir nerezolvabil nylon 004. Mai mult decât atât, a spart și cusut de planul subiacent cele două ramuri ale arterei arcade superficiale cu același tip de fir nerezolvabil nylon 004. Mai mult decât atât, a lăsat un fragment de 3 mm de fir nylon 004 pe numele lui, așa, de servicii secrete, navigator. Și anume, acest mic fragment de nylon va urma un traseu ascendent în brațul meu până în cot, bănuiesc, sau până în axilă, după 8 ani de zile. Doamnelor și domnilor, de 8 ani de zile eu sângerez spontan în acest punct, da, unde s-a creat o soluție de continuitate la piele permanentă, de ani și ani de zile, da? Vedeți. Vă voi prezenta în următoarele săptămâni, în amănunt, filmul execuției. Aveți în față rapoartele Comisiei Europene pentru Drepturile Omului din 2011 și 2012 și vă voi da o mini-explicație. Eu nu am făcut cunoscut opiniei publice tragedia mea, execuția acestui criminal Vanvu Emilian, despre care, afirm cu toată seriozitatea că este un psihopat și că trebuie examinat și nu la Dorohoi și Botoșani, ci direct la București, da, afirm cu toată seriozitatea că acest Vanvu este un criminal psihopat. Doamnelor și domnilor, nu am făcut public până acum demersul meu, pentru a nu aduce o pată corpului medical botoșănean și românesc în general. Dat fiind faptul că e foarte greu să faci o facultate de medicină și mai ales să și profesezi la un standard. Dar, doamnelor și domnilor, ce l-a determinat pe doctorul Vanvu la această execuție? Este întrebarea pe care mi-o pun în seara zilei de 29 aprilie 2016, cu o seară înainte de înviere, de învierea Sfintelui Paști 2016. Doamnelor și domnilor, raportul Uniunii Europene pe drepturile omului din 2011 sau din 2012 nu conține nicio referire la ceea ce mi s-a întâmplat mie în seara zilei de 9 martie 2007. Așadar, cazul meu nu este cunoscut Comisiei Europene.
Misiunea mea, ca să mă exprim așa, în termeni pe care domnul general de al Serviciului Român de Informații, Burulean Vasile Alexa, deci în termeni pe care el îi acceptă și cu care ne-am despărțit noi doi din discuții în 1999, este aceasta. Așadar, misiunea mea, domnule general Burulean Vasile Alexa, este să demonstrez execuția făcută de un psihopat criminal în numele securității României. Dar eu vă întreb, nu este România țară NATO? Nu este aliată cu Statele Unite și cu Anglia? Atunci de ce un filo american și un filo englez a putut fi executat de un caghebist cu barbă, plătit de statul român? Mâna mea este proba acestei execuții. În această mână se află cei patru corpi străini Nylon 004 lăsați de doctorul Vanvu. Nu mai spun că anestezie nu a făcut, iar injecția cu care chipurile a înlocuit anestezia n-a fost altceva decât un conservant anatomic, pentru că mâna s-a îngălbenit și în jurul folicului pilos s-au format mici cercuri concentrice galbene și a ieșit pe la baza firului de păr o soluție de culoare gălbuie. Deci toxicul a fost eliminat printr-un spațiu din jurul firului de păr. Atât pentru seara aceasta, doamnelor și domnilor, am ales ca imediat după Paști să vă prezint în amănunt tot ceea ce s-a întâmplat prin lipsirea de libertate din 9 martie 2007 și apoi din 29 aprilie 2007 până 24 mai, până la intervenția publică a doamnei Andreea Marin, mergeți măi și eliberați-l pe ăla. Deci a fost în direct la Surprize, Surprize, de Constantin și mama sa, Elena, în 25 mai, emisiunea 24 pe 25 mai 2007. Doamnelor și domnilor, eu nu am citat pe președintele Traian Băsescu și pe doamna Andreea Marin într-un proces. Am vrut să arăt o probă a timpului. Ce se întâmplă cu corpi străini, cu fire lăsate într-un astfel de mod, într-un corp uman, după nici mai mult, nici mai puțin, de 8 ani de zile. Uitați și dumneavoastră. Vă mulțumesc!